un deficit bugetar uriaș. Domnule Negrescu, concluzii, vă rog. Da, și costurile cu utilitățile. Gândiți-vă că pentru o fermă care produce roșii, de exemplu în solarii, e, plătește cel mai scump curent electric din Europa, chiar dacă este plafonat la 1 leu pe kilowatt, și cel mai scump gaz din regiune. Mai mult decât atât. Și apa este mai scumpă decât în Bulgaria, Polonia și Ungaria, cu cel puțin 30%. Deci costuri mai mari în România, chiar și plafonate, înseamnă produse mai scumpe, produse românești care nu pot să concureze pe poziții egale cu ceea ce vine din import. De aceea importăm mai mult, că a ajuns să fie mai ieftin să aduci din import produse alimentare decât să le produce aici în țară. Eu suntem într-un marasm economic din care nu vom ieși decât cu măsuri concrete menite într-adevăr să repună economia pe baza cererii și ofertei, niciun caz prin intervenția ale statului.